A 8-a ediție Festivalului Strugurilor din Recea, eveniment dedicat gospodarilor din comună, a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. Vorbim de o sărbătoare a comunității locale cu multe manifestări, dar și cu mulți invitați. Anul acesta am fost la familia domnișoarei Balaș Mădălina. În cursul zilei de ieri am suretit. S-au prezentat mulți dintre clăcani. În cadrul acestei sărbători, vineri, am organizat concursul de pescuit cu pastrugurilor, ediția 1 pe balta de la două veverițe, unde am avut 14 participanți. Și totodată vineri, în cadrul sărbătorii, am organizat și Cupa Strugurilor la fotbal, competiție la care au participat 6 echipe, aproximativ 50 de tineri. Duminică a avut loc la Căminul Cultural din Săsar un spectacol de dansuri și cântece populare. Înainte însă ca instrumentele să fie cele care conduc sărbătoarea, au fost onorate cele 3 cupluri din comună, care au ajuns la 50 de ani de căsnicie. De asemenea, au fost felicitați cei 25 de tineri care au devenit majori. Tot cu această ocazie a primit mulțumiri pentru întreaga activitate, sufletul activităților culturale din comună, care a ajuns la vârsta pensionării. Aceștia 20 de ani, peste 20 de ani de activitate la primăria Recea, am încercat să promovez comuna prin tradiții, prin oamenii harnici, prin oamenii ospitalieri, și am dus numele comunei, nu numai în România, ci și peste hotare. N-au lipsit nici de la acest festival preparatele tradiționale, cum numai în satele maramureșene se fac.